Așa cum vă spuneam, emoțiile sunt cele care au un rol decisiv în evoluție sau involuție a oamenilor. Știți că sunt oameni care, afectați de ceea ce li s-a întâmplat, spun: nu mai vreau să aud de nimeni, de nimic. Nu mai am curajul să lupt, nu mai vreau, pur și simplu nu mai vreau. Se pune întrebarea: de ce? De ce nu mai vrei să lupți? Ce s-a produs sau ce s-a schimbat la tine? Pentru că ieri erai un om normal, integru. Astăzi s-a produs curt-circuitul. Vorbeam de creier. Creierul din cap și cel din inima. Stomac, inima. Și digestiv, da. Când se produce curt-circuitul la un om? Când apar schimbările, știți? Ne puteți spune? Eu o să vă dau un răspuns din acumulările mele mentale și emoționale. Eu de fiecare dată spun că nu eu dau răspuns. Am făcut parte la un moment dat și am lucrat mult împreună cu domnul profesor conferențiar Traian Trandafir de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Dumnealui, un profesor deosebit, a ieșit la pensie, mi-a spus la un moment dat: știți, domnul profesor, eu am intrat în domeniul ingineresc și am învățat singur disciplina de mecanica fluidelor ca să pot să învăț studiul, să studiez curgerea sângelui prin corpul fizic uman. Deci vă dați seama, un domn doctor. Este primul doctor din România care a arătat că, de fapt, corpul fizic uman este alcătuit din holograme, că celula, că această celulă și acest corp este un mix de holograme peste holograme, plecând de la studiul fluidelor. Și ce credeți că îmi spune la un moment dat domnul profesor Trandafir? În momentul în care gândim sau simțim, cuplarea și decuplarea sinapselor neuronale se realizează la tensiuni de 2000 de volți. Vă dați seama, eu când am auzit, prima mea specializare atunci, ingineria optică, mecanică fină, automatică, aeronave, știți că acolo am predat și am zis: cum? 2000 de volți? Deci cuplarea și decuplarea sinapselor neuronale. Și cu toate acestea nu ne ia foc creierul, nu ne ia foc scalpul. Și domnul profesor Trandafir mi-a zis: de atunci eu lucrez cu doamna profesoară Mihaela Gheorghiu, nimeni alta decât soția dumnealui, care lucrează cu tehnologiile acestea de biorezonanță. Lucrează cu Metatronul, tehnologia rusească, cu core, v-am spus, Kieran Schmidt și doctorul Nelson, microbiolog, cu tehnologia americană. Pe toți i-am cunoscut și am învățat de la ei. În momentul în care emoțiile pe care le trăim au o intensitate foarte, foarte mare, creierul nostru are mecanismele sinaptice de apărare, deschidere și închidere, deschidere, cuplare și decuplare. Sunt ca niște relee. Dar este posibil ca la un moment dat stările trăite, mai ales de către persoanele sensibile și foarte sensibile, a se vedea, cum a spus dumneavoastră, pianistul, sculptorul, de regulă oamenii de artă cu preferință funcțională, emoțională puternică, acești oameni de artă își depășesc prin trăire pragurile emoționale, adică intensitatea emoțiilor trăite. Și noi avem niște sensibilități, dar sensibilitățile diferă, de aceea suntem unici, cum a spus dumneavoastră, diferă sensibilitățile. Eu am o sensibilitate pe linia moșilor și strămoșilor mei. Dumneavoastră aveți alte praguri de sensibilitate, tot pe linia moșilor și strămoșilor. Sau cum spuneați dumneavoastră, distinse părinte, suntem, nu, rodul efectelor ADN-ului nostru vibrațional pe cale genetică. De aceea suntem unici astăzi, suntem unici ca vibrație și această unicitate se poate măsura și demonstra. Nu mai este nimic necunoscut sub soare, dar noutatea sub soare este trăirea și dinamica emoțiilor noastre. E bine, când șocurile sunt foarte mari, apar într-adevăr mecanisme de autoapărare. Și este posibil să ne fie afectată sensibilitatea. Iată de ce un individ spune: nu mai vreau să aud de el, nu mai vreau să aud de ea. Uh-huh. Da, și vine pe urmă frumos de tot știința teologiei și ne spune: iartă precum și voi vi s-au iertat greșelile, nu? Poate că nu reproduc identic. Dar numai că, vedeți, Hristos ne-a învățat un lucru. Când cineva îți dă o palmă, întoarce obrazul. Dar nu ne spune dacă îți mai dă și a treia palmă ce să faci. Trebuie să intri în starea de apărare. Da, dar acela este un mecanism de tip animalic.
Animalic, știți că te poate lovi și prin cuvânt? Evident. Sunt oameni care rănesc atât de mult prin cuvânt. Da. Am auzit eu. Așa este, așa am este. Am auzit oameni care strigau, te blestem. Așa este. Cine ești tu să blestem? Așa este. De și aceea... în momentul în care faci asta, împotriva ta se vor întoarce. Asta îți arată micimea ta, cât de mic exact. Ești. Exact. Și mai ales în situațiile în care suntem supărați în urma unui eveniment nefast pentru noi. În acel moment, dacă nu suntem atenți la vorbă, energia aceea de vibrație joasă, energia este atât de mare, puterea cuvântului este atât de mare, încât întâi și întâi ne blesteamă pe noi pentru că trece prin biocâmp și pe urmă îl influențează pe celălalt. Uh-huh. Da. De aceea se spune atenție la gând, vorbă, faptă. Vorba amplifică. Păi este de fapt exemplul sinucigașilor. El gândește și spune. Deci două din elementele esențiale a îndeplinirii unei fapte le-a îndeplinit. A gândit și a spus. Da. Și a treia... Exact. Dar mi se pare că la dumneavoastră, când a fost eu la duhovnicul meu, la mai mulți duhovnici, că am avut mai mulți duhovnici până astăzi, normal că dacă astăzi predau în București, bine predau în Târgu Mureș, poi bine predau bine în Craiova. Mai mulți. Da, așa. Și mi-au spus, tot timpul m-au întrebat, tot o să nu intrați în deznădejde. Atenție la deznădejde, pentru că de acolo numai preoții vă mai salvează. Când nici intrăm, și uneori nici preoții, dar apropo de psihoterapie și de sacralitate, apropo de sacroterapie, da, terapia ceea ce sacră. Este ceva fantastic. Aici vine medicina holistică, integratoare să ne ajute. Medicina alopată este bună și foarte bună, dar astăzi trebuie completată cu rezultatele cercetării științifice din celelalte științe. Înainte... Nu întâmplător a apărut terapia complementară și medicina complementară. Nu întâmplător a apărut ca o necesitate. Da, orice om care primește un rezultat sau care da, își face analize și să zic acolo în rezultatul analizelor sunt anumite informații grave. Să zic, s-a descoperit o boală incurabilă, nu trebuie să intre în starea de disperare. Trebuie să mai ceară o părere. Întotdeauna, și cred că ar fi bine să se introducă în lege, într-un proiect, ca să existe dreptul medicinei alternative să-și exprime și ea punctul de vedere. Da, medicina alopată vine și spune, dar spun niște aparate, s-a demonstrat de atâtea ori că au fost erori. Și totuși să mai cerem un second opinie, știți, să mai aflu ceva. O să vă fac o destenuire. Un coleg de-al meu, când urmam și eu și studiam, făceam studii la Colegiul Național, în acel moment lucra la proiectul de lege a medicinei complementare, lucra la proiectul de lege. Și am discutat cu dumnealui vreo 2-3 ore, domnul Borceanu, și la sfârșit era atât de bucuros, în sfârșit am dat drumul la proiectul de lege. Și stupoare, când m-am uitat acolo, ce credeți că lipsea? Existau Qigong, radiestezie, existau toate terapiile complementare, știți ce lipsa? Medicina esihastă. Lipsa kinetoterapia monahală și am zis, nu se poate. A scos din tradițiile noastre, a scos tradițiile zamolxiene cu vechi rădăcini în creștinismul nostru ortodox. Și a zis, știți cum este cu un proiect de lege? Depinde până la urmă cine îl analizează. În proiect a apărut medicina esihastă. Da, din păcate așa este. Știți? Când lucrurile bune nu sunt deloc apreciate. Da, așa este. Și ne aflăm în ceea ce se numește gândire liniară. Poate un lucru să fie foarte bun și inovator, dar dacă decidenții nu au cunoștințe despre acel nivel inovator, despre nivelul creatorului pe care l-a dat nou prin oameni, cei care analizează spun, a, este o blasfemie. Așa se întâmplă cu noul și cu noutatea. E bine, a fost proiect de lege și l-am văzut. Doar că n-am plâns când am văzut că au scos de acolo medicina esihastă sau kinetoterapia monahală. Și eu, cu coloana mea vertebrală în urma unui accident, m-am dus la a fost ucenicul, discipolul dragului de părinte Cleopa, chiar lângă Târgu Mureș, și doar mi-a făcut călcătura monahală, mi-a pus berterul la loc, efectiv întins pe dușumea și cu piciorul mi-a pus și mi-a rearanjat coloana vertebrală.
Da, aici probabil au o justificare că nu pot controla ce se întâmplă în medicina isihastă și atunci ce nu este controlat nu este permis. Da, da, ea se manifestă și există, iar astăzi sunt kinetoterapeuți, sunt așa zis și vraci după vremuri care fac minuni. Știu. Când merg la domnișoarele doctor și la un moment dat apare un blocaj. Nu toți medicii sunt de acord cu asta. Evident că nu, dar e normal să nu fie. Deci, în momentul de față, medicina energetică, medicina vibrațională și medicina informațională, eu vorbesc ca non-medic, dar există cărți, sunt tipărite chiar și în limba română, în ultimii 5 ani s-au tipărit cărți despre medicină vibrațională. Sunt cărți care fac diferențierea între medicină energetică, vibrațională. Oamenii nu mai au timp să citească, domn profesor. Da, știi ce am făcut? Eu, ca non-medic, m-am dus și am să dea planurile de învățământ. Lucram la și proiectam un masterat, un nou masterat. Și am luat planurile de învățământ din Marea Britanie, din State, din Anglia, din Franța. Am cerut, am găsit niște studenți moldoveni care știau limba rusă și vreau planurile de învățământ de la Universitatea Lomonosov. Să mă uit acolo și am rămas foarte plăcut impresionat. Sunt facultăți de medicină în lume care studiază... În India, în mod special. În India nu mai vorbesc, acolo sunt, am fost acolo și am văzut. Deci, bine, acolo au masterate de yoga. Dar când m-am uitat acolo, eu care nu am făcut yoga, am zis, vreau să văd totuși ce se întâmplă. Yo și ga în sanscrită înseamnă cu totul și cu totul altceva. Este calea de la întuneric la lumină. Este incredibil. Ei, și ce am văzut acolo? Am văzut ceva fantastic. În planurile lor de învățământ se studiază fizică, câmpul energetic uman, acupunctură. Păi este logică dacă un medic din România nu are reprezentările mentale unui medic acupuncturist, că și ei sunt terapeuți acupuncturiști și medici acupuncturiști. Și am învățat, știi cine m-a ajutat să las cârjele? Doctorul George Cojocaru, nimeni altcineva decât medicul șef al forțelor terestre, acum este în altă dimensiune, n-a părăsit, dar mi-a zis, vină la mine la cabinet, și m-a invitat la el la unitatea militară și mi-a zis, o să pleci fără cârje, doar mi-a făcut o ședință cu ace. Și din acel moment am lăsat cârjele. Mergeam cu cârje de un an și 6 luni. Și l-am întrebat, George, ce ai făcut? Și mi-a zis, dacă stai lângă mine o să înveți. Acupunctura este o știință. Are repetabilitate. Este. Și atunci eu am început să cred în medicină complementară în acel moment. Și a fost medicul șef al forțelor terestre române. Este. Deci vă dați seama, sau doctorul Colda, sau care la fel este unul dintre cei mai buni acupuncturiști din România, sau să nu mai vorbesc de doamna profesoară, a scris o carte minunată, Viul de dincolo de viu. Da? Doamna profesoară Gheorghiu Mihaela, soția de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Dar vedeți, întotdeauna pionieri într-un domeniu, mai întâi sunt huliți. Așa este. Cunosc sentimentul, pentru că nici eu nu sunt prea iubit în mediul, să zic, teologic, tocmai pentru că am o deschidere față de această lume pe care oamenii ar trebui să o cunoască. Și mi-a rămas în minte ceva legat de holograme. Știți unde greșesc oamenii? Și în mod special domnișoarele sau tinerii, că ei se îndrăgostesc de o hologramă. Adică au impresia că bărbatul pe care l-au în fața lor sau femeia este exact ceea ce le trebuie. Greșit. Un om care te prețuiește nu te condiționează. Iubirea necondiționată. Doi. Și un lucru extrem de important este partea aceea, știți, când întâlnesc persoana respectivă, trebuie să-mi facă plăcere și drag să o întâlnesc. Nu să-mi ridice tensiunea, știți, sau să mă facă să am starea de repulsie. Pentru că repulsia pe care o ai față de o persoană este tocmai că este consumator excesiv din energia ta. De aceea oamenii mai în vârstă caută întotdeauna să stea aproape de tineri ca să primească energie. Este foarte importantă comunicarea. Comunicarea non-verbală, atenție, nu doar cea verbală, și stabilirea chimiei de care vorbesc. Este foarte important când găsești un duhovnic să ai chimie cu el. Să vorbești de priviri și să fii un open mind. Adică nu, repet, omul restricțiilor, că aici pierdem noi mult. Cât de frumos a spus,
Comunicarea verbală în dualism are comunicarea non-verbală. Exact. Eu predau așa ceva. Exact. Despre asta am aruncat mingea la... Dincolo de, mulțumesc frumos, dincolo de verbal și non-verbal este paraverbalul. Și aici discutăm despre energiile vorbirii. Și aici ne pot spune și domnișoarele doctor câteva lucruri. Da. Energia vorbirii. Este energia foarte important vorbirii. Cum vorbești cu pacientul. Evident. Dar sunt cazuri în care faptul că li s-a comunicat pacienților diagnosticul a fost un șoc atât de mare pentru ei, încât unii au ales să se sinucidă înainte măcar să lupte. Aceștia sunt oameni slabi. Într-adevăr, de asta, după cum am spus, e important cuvântul și să știm când să vorbim și când să tăcem. Când să spunem... Taci dacă nu ai nimic de spus. Anumite lucruri ajută cu ceva ceea ce spunem sau mai rău îngreunează. Cum era cu mutus? În tăcerea adâncă a minții se află liniștea profundă, a spus Sfântul Casian, parcă, da, nu? Casian, așa, da. Ce ziceți despre comunicare, domnișoara doctor? Păi, comunicarea este cea mai importantă, cel puțin în relația medic-pacient. Empatia medicului contează enorm de mult, iar în momentul în care pacientul se... Și ce faceți cu antipatici? Aici, este, aici dăm noi examenele cu antipatici. Păi dacă doctorul are o empatie destul de dezvoltată, încearcă să facă antipaticul să fie drăguț și responsiv la părerea medicului în momentul consultului, să spun așa. Din păcate nu putem să ducem pe cineva mai sus decât vrea să fie dus. M-a avut la un moment dat o pacientă care avea ciroză hepatică și mergea o dată la două săptămâni ca să extragă lichidul de ascită și am întrebat un singur lucru. Pe cine sunteți furioasă? Pe cine ați iertat? Cine crezi că era? Fostul soț, pe care încă îl blama, la care încă se raporta cu furie și neacceptarea ceea ce s-a întâmplat. Și i-am spus, dar nu credeți că ați putea să-l iertați? Sau măcar să inițiați un proces către iertare? Nu vă spun că data următoare când a venit la cabinet am fost ușor ironizată, ca să zic așa, și mi-am spus, ia spuneți domnișoara doctor, cum e cu iertare? N-am putut decât să îi respect alegerea de a rămâne acolo unde consideră că este bine și să rog pe Dumnezeu să pună în calea dânsei oamenii sau situațiile care să facă să înțeleagă ceea ce am vrut să-i spun atunci. Că îi dădeam de fapt un tratament. Nu doresc să depășească, să-și depășească condiția. Da, după mine acolo trebuie să lucrăm doar cu compasiune, pentru că acel pacient este pe nivelul lui și nu vrea să crească, nu vrea să meargă la următorul etaj. Da. Și atunci lucrăm cu compasiune, noi trebuie să ne îndeplinim misiunea noastră. Ce este paradoxal, că devine tot pe Dumnezeu, că Dumnezeu e de vină, că el de fapt are boala respectivă sau suferința. Da, așa este. Însă sunt și oameni buni care sunt încercați și ne întrebăm de ce. De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple asta? Și aici, sigur, e greu să răspunzi că persoana respectivă moștenește. Păi da, moștenește. Moștenește genetic păcate care nu au fost dezlegate de cei care au plecat din această lume. Oare câți străbunici, bunici n-au murit nespovediți, au murit în conflicte cu fraților, cu vecinilor, da. Și toată această stare de rău a transmis-o mai departe generațiilor. Și știți unde lovește răul? În cel mai slab. De regulă în cel apropiat. Da, dar în cel mai slab de înger. Da, adică cel mai slab de înger, mai timid, mai... Da, atunci, da, da. Acolo se descarcă. Așa. Dar știți ce am făcut odată? Am lucrat cu domnul doctor Colda, foarte frumos.
am măsurat biocâmpul înainte de a merge la spove... Doctor Colda, da, medic acupuncturist, ca să nu se facă vreo confuzie. Și am măsurat și Neana, chiar ne-am propus un proiect așa de cercetare științifică, dumneavoastră, noi lucrând cu biorezonanța, să măsurăm biocâmpul și să vedem expansiunea și gradul de luminozitate înainte de spovedi și după. E bine, vreau să vă spun că eu am făcut niște cercetări cu o fostă prietenă care lucra cu tehnologia americană într-o încăpere și era o multinațională și în acel moment instruiam toți directorii din multinațională care este în România. Experimentul a fost următorul. I-am lăsat singur în cameră și i-am rugat frumos să vorbească numai urât cu ei înșiși și să scrie numai cuvinte urâte. Și l-am măsurat biocâmpul. După care am făcut pauză 15 minute, am ieșit afară în natură, la soare, da, am detensionat atmosfera și am început experimentul invers. Am zis, vă rog frumos, vă gândiți, vă aduceți în memorie toate, absolut toate evenimentele la care ați participat ca observator sau ca actor în copilărie, un răsărit de soare, ceva frumos. Și vă gândiți 15 minute, vă aduceți pe ecranul mental numai și numai scene frumoase din viață. Și le-am măsurat din nou biocâmpul. În acel moment, directorul general al unei companii, și credeți-mă că știu ce vorbesc, că mi-a fost student, cursant, mi-a spus, nu vine să cred, de așa ceva este nevoie în toată echipa noastră multinațională de oriunde. Pentru că a văzut cum s-a extins câmpul energetic, a văzut pe monitor cum a crescut luminozitatea. Și apoi am refăcut experimentul a doua zi. Ei bine, vreau să vă spun că au fost momente când eu țineam cursurile, modelul l-am preluat, pentru că am aflat că în Suedia și Norvegia se folosește meloterapia, pe fond muzical, cum aveți dumneavoastră în studio, pe fond muzical se predă. Ei bine, s-au făcut măsurători de către Institutul de Cercetări Pedagogice, crește randamentul de învățare în momentul în care aplicăm abordarea holistică, clar, abordarea integratoare. Dar și este, dacă îmi permiteți, ceea ce creăm noi. Dacă îi spun unei domnișoare sau unui tânăr că este prost, chiar dacă este deștept, el devine prost. Și dacă îi spui unui prost că este deștept, chiar dacă este prost, el devine deștept. Pentru că noi creăm de altfel câmpurile. Exact. Câmpurile cu care noi, de fapt, vrem să ne înconjurăm. Vedeți? Apropo de legea atracției. Sunt oameni care atrag. Însă, am studiat, apropo de această, da, de ceea ce vorbim noi, de ce unii preoți sunt oameni răi și vorbesc de rău pe altcineva, în condițiile în care în lumea noastră n-ar trebui să existe ură. Noi suntem mesagerii Domnului pe pământ, da? Și prin expunerile noastre trebuie să transmitem iubire. Ori iubire este opusul rău, iubirea este opusul răului. Cum poate un preot să vorbească de rău un alt preot sau pe cineva dacă este slujitorul luminii și al iubirii? Și vedeți, răspunsul care l-am aflat, ci în urma discuțiilor cu Părintele, Dumnezeu să-l ierte, Ioan, îmi spunea, diavolul fură omului darul cel mai de preț pe care îl poate oferi, necondiționat iubirea. În momentul în care i-a furat iubirea acelui om, omul devine întunecat. El nu mai gândește. Și credeți-mă, am văzut cazuri grave de-a lungul vremii, în care chiar episcopii au pedepsit preoți nevinovați cu o răutate atât de mare încât stai și te întrebi, cum e posibil omului Dumnezeu să facă rău? Pentru că pedeapsa nu o aplici tu, cu excepția celor care sunt îndrituiți să facă justiție. Știți, există o justiție divină. Da, să știți, viața unui judecător nu este ușoară atunci când este pus în balanță sau în cântar judecata de a pedepsi sau nu o faptă. Însă aici noi vorbim de ceva ce depășește materia, pentru că noi vorbim de sacru. În lumea sacră lucrurile stau total diferit. Da, conștiința umană este ceva, conștiința divină este altceva, iar sacralitatea are alte principii și alte reguli de funcționare. N-ai voie. Și atunci
aici, când diavolul îți fură iubirea, nu mai ai capacitatea de a ierta nici de a fi înțelegător. Dar oamenii folosesc iubirea într-un sens total diferit. Iubirea este ceva pur, iar starea de fericire și de bine de care vorbea dumneavoastră se traduce în liniște. Un om fericit este un om liniștit, un om care se află în echilibru. Cu privire la ceea ce ați măsurat, spuneți acolo că unii au scris doar expresii urâte și celălalt ulterior au scris gânduri și au scris gândurile frumoase. Este foarte mare adevăr. Pentru că expresia gândului, materializarea gândului înscris, este același lucru ca și în acatist. Câte Mărie, Ion, Alexandru, Elena, Viorica nu sunt în această lume. Dar vezi, este important când omul își scrie acatistul cu mânuța lui. Elena se roagă lui Dumnezeu. Deci ea și-a materializat gândul înscris și dă acatistul cu încredere preotului, 60% din problema e început să se rezolve. Pentru că ea crede și a creat un câmp de comunicare cu Universul prin ceea ce a scris și aici intervine... Așa este, științific în ce a scris cu mâna, acolo este amprenta vibrațională. Păi, vedeți? Și amprenta vibrațională își produce efecte. Am dat un exemplu, un profesor la universitate a dat un extemporal tinerilor și le-a dat ca și temă de studiu o coală albă de hârtie cu un punct colorat și fiecare să scrie ce-a înțeles. Toți studenții s-au concentrat asupra descrierii punctului din coala de hârtie albă, ignorând de fapt coala de hârtie albă, că de fapt ea transmitea imaginea pură, curată. Toți s-au referit că punctul reprezintă, că face, au început să facă o teorie despre punct, definiții științifice, intelectualizate. Ignorând de fapt ce era cel mai important, coala de hârtie curată. Așa este și în viața de zi cu zi. Legând de detalii mărunte și pierdem ce este mai important. Și nu cumva aici este coala albă de hârtie și punctul, dacă îl punem aici. Noi prin naștere suntem un punct, dar de noi depinde ce desenăm. Categoric. De la viață la moarte, apropo de începutul emisiunii noastre. Categoric. De noi depinde traiectoria. Și aici putem vorbi, cum a spus dumneavoastră, distinsă părinte, despre destin și soartă. Da, dar vedeți că oamenii confundă. Confundă destinul cu soarta. Da, da, e o mare confuzie. Puteți să definiți în câteva minute? Mai avem câteva minute. Încă o dată vă spun să nu mă credeți pe cuvânt, că vreo 10-15 ani am tot stat să mă gândesc oare ce se întâmplă? Știți la ce concluzie am ajuns? Dar să nu mă credeți pe cuvânt, distinsă audiență. Eu cred că venim cu un proiect existențial care are de fapt o amprentă a moșilor și strămoșilor noștri. Și în ADN-ul nostru, cum a spus, în ADN-ul nostru vibrațional se află informația de evoluție a moșilor și strămoșilor noștri. Deci eu vin cu proiectul meu existențial. Poate că acesta e destinul. Și plec de la un punct și ajung la un alt punct. Dar pot să ajung poate așa, nu? Sau pot să ajung așa? Noi ne putem influența. Exact. Iar eu cred că la un moment dat... Soarta. În soarta avem niște puncte obligatorii, puncte de trecere. Știți, poate că eu trebuie să am un destin să mă nasc lângă București și să plec în Statele Unite, că acum este libertatea de... Mișcare. Mișcare, da? Poate. Problema este când am plecat, ce amprentă las eu în locul meu și mai ales ce amprentă voi desena când am plecat în state sau în China sau în Bangladesh. Fiecare om trebuie să-și găsească locul lui în această exact. Societate. Mai avem exact 2 minute. Ultimul cuvânt. Domnișoara doctor Andreea. Părinte, dacă îmi permiteți și mie să vă întreb ce ați putea să-mi spuneți despre conceptul din punct de vedere holistic și religios, care ar fi legătura între cele două? Aș propune să mai facem o emisiune pentru că mai avem exact un minut și puțin și nu mi-ajunge timpul să vă răspund, dar e o temă interesantă. Vă mulțumesc. Mulțumesc că ați venit dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați permis noi tinere vlăstare să
ne exprimăm și noi punctul de vedere și iată că este o înțelepciune ca cei mai mari să-i pregătească pe cei mai mici. Da, eu cred că merită să mai continuăm. Domn profesor, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și... pentru că sunteți un exemplu de maturitate și prin maturitate să ajungem la înțelepciune. Da, cei care n-au fost de la bun început și nu ne-au urmărit de la început, ne pot urmări pe YouTube, pe canal și o să pun și pe Aducător de Bucurie ca această emisiune să fie văzută de cât mai mulți telespectatori și din cei care ne ascultă cu drag. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, celor care ați avut răbdarea de a ne asculta și invitaților noștri, dorindu-vă tuturor multă pace, bucurie în suflet și în inimă. Toate cele bune!